Guvernul României va acorda fonduri pentru persoanele cu autism, asigurându-le accesul săptămânal la 5 ore de terapie complementară actului medical. Anunțul a fost făcut astăzi de premierul României, în contextul în care, la nivel mondial, este marcată Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai Ministerului Educației Naționale, ai Ministerului Finanțelor Publice și cei ai Ministerului Sănătății, în prezența premierului Viorica Dăncilă, au semnat astăzi la Palatul Victoria un protocol de colaborare privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație. Prin protocolul semnat astăzi, deschidem calea pentru dezvoltarea și implementarea unor programe care să asigure acces persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație. Vom aloca fonduri pentru a asigura fiecărei persoane diagnosticată cu tulburare de spectru autist accesul săptămânal la 5 ore de terapie complementară a actului medical, oferită de specialiști în psihoterapie și psihopedagogie specială. Prin protocolul semnat astăzi s-au pus totodată bazele pentru organizarea și desfășurarea unui program pentru instruirea cadrelor didactice, consilierilor școlari și asistenților sociali din sistemul educațional pentru a oferi condiții mai bune integrării copiilor în societate. Faptul că Ministerul Învățământului și-a asumat obligația să-i formeze pe dascălii, pe dascălii pregătiți special, pentru că nu orice profesor știe să lucreze cu această categorie de copii, mi se pare că nu facem decât să adăugăm și să completăm spectrul acesta al preocupărilor pentru copiii pe care noi îi numim copii cu dificultăți de învățare. De aceea, poate nu întâmplător, noi derulăm în această perioadă un proiect din fonduri europene de 46 de milioane de euro pentru formarea 55.000 de profesori și din această categorie de profesori sau în această categorie intră profesorii pe care îi pregătim în mod special pentru copiii cu dificultăți de integrare și cu dificultăți de învățare, pentru că ei au nevoie de suportul unor dascăli special pregătiți. Începând cu anul 2007, odată cu rezoluția Organizației Națiunilor Unite, în întreaga lume este marcată în 2 aprilie Ziua Internațională a Conștientizării Autismului. În România sunt organizate cu această ocazie numeroase evenimente de informare și de strângere de fonduri, tot în scopul de a contribui la informarea societății privind tulburarea de spectru autist și la încurajarea acceptării persoanelor cu autism. Fațadele a numeroase clădiri simbol din capitală sunt iluminate în albastru. Potrivit datelor statistice, în România ar exista circa 30.000 de adulți și aproximativ 20.000 de copii cu autism, iar unul din 120 de copii din țara noastră este diagnosticat cu autism, în timp ce la nivel european raportul este unul din 67.